Această emisiune este realizată în parteneriat cu Moldincom Bank. Moldincom Bank. Succes prin generații. Odată cu deschiderea granițelor spre țările Uniunii Europene, tot mai mulți moldoveni își petrec vacanțele peste hotare, făcând totodată și cumpărături în diverse magazine și mall-uri din lume. Pentru această categorie de clienți, Moldincom Bank vine cu un serviciu unic pe piață, care le permite să recupereze o parte din cheltuieli. Acest serviciu se numește Tax Free și oferă clienților posibilitatea recuperării taxelor pentru valoare adăugată la mărfurile procurate în țările Europei și unele țări din Asia. Cu ajutorul serviciilor tax-free, cumpărăturile peste hotare devin mai ieftine și mai convenabile, cu până la 19%, Moldincom Bank fiind unica bancă din Moldova care oferă această posibilitate. Cine poate beneficia de serviciul tax-free? Acest privilegiu se răsfrânge doar asupra cetățenilor din țările care nu fac parte din Uniunea Europeană, cum este și Republica Moldova, și care nu au dreptul la trai permanent pe teritoriul Uniunii Europene. Moldincom Bank oferă acest serviciu mai bine de 12 ani, din anul 2003, când a fost încheiat primul contract de colaborare cu compania Global Blue, partenerul nostru și unul din liderii mondiali în recuperarea taxelor pe valoare adăugată. În prezent, această companie conlucrează cu peste 270.000 de rețele de magazine, agenții și hoteluri în peste 40 de țări ale lumii. De asemenea, banca are contracte încheiate și cu alte companii de renume mondial, precum Premier Tax Free și mai recent Tax Free Worldwide, fapt ce lărgește și mai mult spectrul de servicii în acest domeniu. Pentru a folosi corect serviciul tax-free și a beneficia la maximum de reduceri, vă propun în continuare să ascultați cu atenție sfaturile experților. Cecurile tax-free. De fiecare dată când călătoriți peste hotare, vă vizitați rudele și apropiații, în mod sigur faceți cumpărături în buticurile, mall-urile și magazinele din Europa. Și de această dată, Moldincom Bank este alături de dumneavoastră. Vă venim în ajutor, oferindu-vă cea mai ușoară și comodă modalitate de a economisi prin intermediul serviciului Tax Free. Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia de privilegiul de a-și restitui parte din suma cheltuită pentru mărfurile procurate în țările Uniunii Europene prin restituirea la întoarcerea în țară a taxei pe valoare adăugată. Pentru a putea folosi corect și cu succes serviciul în cauză, venim cu câteva recomandări obligatorii de respectat. Faceți cumpărături în magazinele cu logotipurile companiilor partenere Global Blue, Premier Tax Free, Tax Free Worldwide. La cererea dumneavoastră, vânzătorul va elibera cecul și plicul tax free ori în centrele comerciale mari vă va direcționa către oficiile specializate. Pentru completarea cecului, prezentați pașaportul străin eliberat de autoritățile Republicii Moldova. Pe cec se vor înscrie numele, prenumele dumneavoastră, numărul pașaportului și adresa de domiciliu în Republica Moldova. Mărfurile procurate trebuie să fie indicate exact fie pe cecul tax-free, fie pe bonul de plată. Dacă mărfurile procurate sunt indicate doar pe bonul de plată, vânzătorul îl va atașa la cecul tax-free. Completarea cecului tax-free este permisă doar în ziua efectuării cumpărăturilor. Cecurile tax-free. La ieșirea din țara în care ați procurat mărfurile ori la părăsirea spațiului Uniunii Europene, prezentați angajaților serviciului VAMAL cecurile tax-free, pașaportul dumneavoastră și cumpărăturile pentru a fi aplicată ștampila confirmativă pe cec. Nu se permite utilizarea produselor până la prezentarea acestora serviciului VAMAL. Dacă dumneavoastră părăsiți spațiul Uniunii Europene pe cale aeriană, până la înregistrarea la cursă, adresați-vă la serviciul VAMAL din incinta aeroportului cu marfa și cecul tax-free.
Returnarea banilor în baza cecurilor tipizate Global Blue și Premier Tax Free se face în numerar ori prin transfer la cont bancar în incinta aeroporturilor internaționale, gărilor feroviare sau punctelor vamale terestre și, nu în ultimul caz, în incinta filialei Centru a băncii comerciale Moldincon Bank. La revenirea în țară, în momentul adresării la bancă, este necesar să prezentați cecurile completate și ștampilate împreună cu actul de identitate și pașaportul străin. Angajatul filialei vă va consulta să completați cererea de rambursare a cecului tax-free. Important de menționat, suma care urmează a fi restituită nu depinde de locul de plată. La frontieră, ori la Moldincon Bank, veți primi aceeași sumă. La magazine specializate solicit cecul tax-free, la vama aplic ștampila. Aici vin cu buletinul, completez un formular, prezint cecul tax-free și îmi retrag suma TVA. Este foarte convenabil și comod și practic. La returnarea TVA nu există limite, dar sunt stabilite sume minime ale cumpărăturilor pentru care este posibilă restituirea TVA prin intermediul serviciului tax-free. De exemplu, suma minimă a unei cumpărături efectuată în Franța trebuie să fie de 175 de euro, pe când în Finlanda o cumpărătură minimă este de 40 de euro. Suma maximă permisă de a fi achitată în numerar pe un cec este de 1.500 euro ori echivalent. În cazul unor cumpărături mari, când suma spre achitare va depăși 1.500 euro, aveți opțiunea alternativă de a vă primi banii pe un card bancar pe care îl puteți emite cu ușurință în orice filială Moldincon Bank. În astfel de situații trebuie să bifați pe cecul tax-free opțiunea creditare card, completați în câmpul rezervat numărul cardului și data valabilității acestuia, semnați cecul, iar banca va expedia cecurile dumneavoastră companiilor partenere. Întreaga procedură de transfer a banilor la card, indiferent de sumă, durează până la 4 săptămâni din momentul depunerii cererii. Totodată, pentru cecurile cu suma returnabilă sub 1.500 de euro, veți primi banii instant la ghișeul băncii. Cecurile tax-free. În conformitate cu ultimele schimbări, compania de rambursare a TVA Global Blue nu acceptă cecuri tax-free cu ștampila serviciului vamal românesc. Deținătorilor de cecuri Global Blue le recomandăm să aplice ștampila la penultimul punct vamal dacă cel din urmă este românesc. Totuși, dacă din anumite motive ați aplicat ștampila vămii românești pe cecul Global Blue, dumneavoastră aveți în continuare posibilitatea de a solicita returnarea banilor prin transfer la contul de card. Am revenit din Europa, dar din aeroportul care am decolat, nu este serviciu vamal, deci nu mi-au putut pune ștampila pe forma de tax-free. Cum procedez mai departe? Luăm la verificare, deci noi transmitem companiei, dacă compania ne transmite răspunsul, precum că într-adevăr cecul dumneavoastră este aplicat ștampila electronică, ne dă data când a fost aplicat ștampila respectivă și în decurs de o zi noi vă rambursăm. În unele aeroporturi internaționale sunt instalate dispozitive moderne destinate scanării cecurilor tax-free. Această modalitate înlocuiește necesitatea aplicării ștampilei umede a vămii și respectiv prezentarea produselor cumpărate serviciului VAMA. Cecurile tax-free. Vin în continuare cu câteva recomandări. Nu amânați rambursarea banilor, deoarece valabilitatea cecurilor este limitată. Respectați termenul de exportare a mărfurilor procurate. Astfel, perioada de la momentul procurării mărfurilor până la momentul aplicării ștampilei vămii pe cec nu poate depăși 3 luni. La fel, este limitat termenul de valabilitate a fiecărui cec tax-free propriu-zis. De exemplu, cecurile eliberate în Austria sunt valabile timp de 3 ani din momentul procurării mărfurilor, pe când cele din Italia doar 3 luni.
În concluzie, indiferent de unele particularități, pașii principali de respectat în returnarea de TVA sunt identici pentru toți partenerii tax-free. În speranța că recomandările noastre vă vor fi de ajutor în timpul călătoriilor dumneavoastră, vă așteptăm pentru informații suplimentare și recuperarea banilor dumneavoastră în oficiul central al Moldincom Bank.